În porturile de la malul Mării se aflau joi dimineață 40 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 37, erau în portul Constanța și 3 în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere fier vechi sau laminate. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 18 noiembrie 6 nave, care așteptau pentru operare. La avizări, joi dimineață, potrivit raportărilor, erau 7 nave, 5 pentru portul Constanța, una pentru portul Midia și una pentru portul Mangalia.